De când PSD-ul a pierdut alegerile prezidențiale, aproape că nu e zi în care membrii partidului să nu se atace între ei, să nu ceară căderea unui cap sau a mai multora, sau să nu se pună problema unei excludere, a unei suspendări, a unei maziliri. Zilele trecute, pe lista neagră s-au așezat cu minți la coadă mai mulți baroni locali, Liviu Dragnea și europarlamentarul Cătălin Ivan. Se vehiculează de câteva zile această idee a sancționării mele. Și mă tot gândesc care ar putea fi încălcarea statutului sau care ar fi motivul sancțiunii. Singurul motiv care ar putea fi un motiv real e acela că nu sunt de acord cu domnul Dragnea. Și nu sunt de acord cu domnul Dragnea, dar nu scrie în statut că trebuie să fii de acord cu domnul Dragnea. Eu cred că în partid pot să existe mai multe opinii, pot să existe mai multe proiecte. Cred că domnul Dragnea forțează o sancțiune a mea pentru că se teme că voi candida la Congres împotriva domniei sale. Într-adevăr, lucrez la un nou proiect. Este adevărat că la Congres va exista și altă platformă, dar n-are de ce să se teamă domnul Dragnea. Pe Cătălin Ivan l-au cerut afară doamnele din Organizația de Femei pentru că ar fi jignit-o pe Gabriela Vrânceanu, Firea. Nesimțitule! O știți pe doamna Firea, nu? Cea care a fost avertizată de Consiliul pentru Combaterea Discriminării în legătură cu afirmațiile jignitoare la adresa lui Iohannis. Un monument de bun simț femeia, nu altceva. Dar las că nici cu Ivan ăsta nu mi-e rușine. Ne-a zis Liviu Dragnea cine este acest Ivan cu adevărat. Cătălin Ivan este un puște obraznic cu cheița întoarsă de Evanghelie și care, din păcate, nu reușește, n-a reușit să înțeleagă ce a început în PSD. Vedeți? Așa se face! Nu lași nimic neplătit! Nu-ți place omul? Te calcă pe nervi? Gata, mă! E obraznic și întors cu cheița. Mă rog, de ale lor. Deși, dacă mă întrebați pe mine, nu știu cine îl întoarce sau nu cu cheița pe Cătălin Ivan, dar schimbarea lui din funcția de purtător de cuvânt al PSD și înlocuirea cu Gabriela Vrânceanu Firea a însemnat un mare câștig electoral. Pentru Klaus Iohannis, desigur.